Preot și filozof de Mihai Eminescu Registrat pentru LibriVox.org de Cornel Nemes în Rino, Nevada Căci n-avem sfinții voștri, voi ne mustrați, preoți, Deși da de voastră tagmă suntem și noi cu toți, și nouă vânătoarea de aur și mărire ne însamnă în astă lume a răului domnire. Și nouă înghesuirea pe drumul spre plăcere în suflet naște scârbă și inimei durere. Și noi simțim că suntem copii nimigniciei, nefericiri zvârlite în brazdele veciei. Și sufletul ne întremur ca marea se așterne, tăiat fiind de nava durerilor eterne. Ca unde trecătoare a mării cei albastre, dorința noastră, spuma nimicniciei noastre. Și noi avem o lege, deși nu Dumnezeu, simțim că universul purtăm și prea nigreu Știm a fi strănepoții acelui vechi păcat, ce seminția Cain în lume au creat de nombră căm în pilde, e semn cam înțeles, că noi este credința ce în alții e eres. Căci eretic tiranul ce cruci se închină când oardele barbare duc moarte și ruină. În van cu mâini uscate se roagă ții în strana, deasupra lui cu aripi întinse stă satana. Degeaba lângă patul alături stă sicriul, când gloatele pe lume au tot întins pustiul. Ce -i Dumnezeu e acela care ar putea să-l ierte că țări întregi schimbat au în întinsori deșerte? Și eretic e acela ce rasa vă sărută când ura lui suflet de veche este tută. În van cercați ai drege, că răi rămân de avalma și trebuie ca soarta să-i spulbere cu palma, din visul să-i trezească, cu care înconjoară demonul lumii aceștei, comedia e bizară. Nu ne mustrați! Nu suntem de cei cu auzul fin și pricepurăm șoapta misterului divin urmați în calea voastră mulțimii de absurzi și compuneți simfonii și imnuri pentru surzi, ascundeți adevărul în idoli, pietre, lemn, căci doar astfel pricepe tot neamul cel nedemn al oamenilor zilei, sublimul adevăr, ce voi spuneți în pilde, iar noi l-avem din cer. Sfârșitul poemului. Această înregistrare este în domeniul public.